Bună ziua și bine ați venit la un nou tutorial video în care voi vorbi despre MDC, softul de la GeoStru pentru proiectarea zidurilor de sprijin. GeoStru este mereu alături, așa că nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru rezolvarea cazurilor dumneavoastră. Haideți să începem! Aceasta este fereastra principală a softului. În Home, putem gestiona tot ceea ce ține de introducerea cazului pe care dorim să-l analizăm. Să pornim de la arhivă materiale, care include diferite tipuri de beton și oțel, cu legile constitutive aferente definite de standarde. Desigur, se pot aplica modificări la aceste materiale, precum și adăuga altele noi. Această secțiune prezintă parametri pentru executarea stării limită de serviciu. Din acest buton se definesc datele generale ale proiectului. În primul rând, este necesar să se definească tipul de zid. MDC include o gamă foarte largă de tipologii, cum ar fi zidul cu consolă, zidul cu pinten sau ziduri pe piloți, permițând să se țină cont de prezența a 1, 2 sau chiar 3 rânduri de piloți. În cazul în care avem blocată deplasarea zidului de sprijin, ne vom referi la împingerea pământului în stare de repaus. Zidul gravitațional se referă la o structură din beton fără armătură. În acest caz, pe lângă verificarea tipică pentru zidurile de sprijin, MDC efectuează și verificarea secțiunii periculoase zid-fundație. Aceasta din urmă se realizează pentru a verifica dacă secțiunea luată în considerare nu suferă tensiuni de întindere, ci doar de compresiune. În cele din urmă a fost inclusă recent posibilitatea de a analiza și ziduri de sprijin din gabioane. Aceștia pot fi analizați cu ajutorul programului GeoStru Gabions and Walls, GDW. Linkul pentru acest program l-am atașat în descrierea acestui video. În acest exemplu ne vom referi la un zid pe două rânduri de piloți. Din această secțiune putem alege standardele la care să ne raportăm pentru verificările geotehnice și structurale. În acest exemplu am ales Eurocod 7 plus anexa națională și Eurocod 2. Aici putem alege condițiile de mediu, în timp ce de aici putem alege teoria pentru calculul împingerii. În primul rând, putem alege între împingerea activă sau împingerea în repaus. În acest caz, alegem împingerea activă. Din acest meniu putem defini dacă ne referim la teoria lui Rankine, în care nu se ia în considerare frecarea dintre sol și perete, sau la metoda Mononobe-Okabe. Prin alegerea acestei opțiuni, metoda se reduce la metoda lui Coulomb în cazul analizei statice. De aici se definește punctul de aplicare a împingerii seismice. Din această secțiune se poate alege metoda de calcul a capacității portante, în special cu referire la formula lui Vesic sau Hansen. Software-ul oferă, de asemenea, posibilitatea de a exclude anumiți factori de corecție pentru calculul capacității portante. În cele din urmă, aici se pot defini unele valori limită ale factorilor de siguranță. Software-ul va imprima cu roșu factorii de siguranță calculați dacă aceștia vor fi mai mici decât valorile specificate. Acum putem începe definirea geometriei zidului. De la acest buton putem defini datele geometrice și putem introduce sarcini. Din panoul Geometrie zid se atribuie toate datele necesare pentru a genera geometria zidului. Software-ul permite definirea unui zid de sprijin cu o geometrie cât mai generică. Făcând click pe diferite câmpuri, în schiță, se vor evidenția cu roșu datele care le inserăm. În acest caz, să presupunem că zidul are o lungime de 30 de metri și o înălțime egală cu 5 metri. De menționat faptul că, în afară de lungimea zidului, toate celelalte mărimi sunt exprimate în centimetri. Zidul este caracterizat de o grosime în partea superioară egală cu 50 de centimetri, ci o grosime, la baza elevației în aval, mai mare cu 20 de centimetri. Fața interioară a zidului este verticală. Prin urmare, grosimea la baza elevației în amonte este nulă. Pe
Pentru fundație, presupunem o grosime constantă egală cu 70 de centimetri. Prin urmare, atribuim aceeași valoare atât pentru partea de amonte, cât și pentru cea din aval, în timp ce înclinația tălpii superioare este nulă. În ceea ce privește lățimea fundației, aceasta este egală cu 1 metru în aval și de 2,5 metri în amonte. Dacă este necesar, putem, de asemenea, să atribuim o înclinare fundației și a peretelui de fundație. De aici putem defini și un strat de beton de egalizare. Din această secțiune putem atribui datele pintenului atunci când alegem tipul de zid, în timp ce de aici putem atribui caracteristicile unei eventuale console, care poate fi în amonte, fie în aval. Această secțiune permite atribuirea de trepte la geometria peretelui, în timp ce de aici se poate lua în considerare prezența unor eventuali contraforți. Din acest panou se poate atribui sarcina aplicată pe suprafața solului, care poate fi uniformă, fâșie sau trapezoidală. În acest caz, aplicăm o sarcină în fâșie cu următoarele valori ale abscisilor inițiale și finale și cu o intensitate constantă de 10 kPa. Aici, atribuim o cotă sarcinii. Valoarea 0 se referă la suprafața solului. Din acest meniu putem alege tipul de sarcină, care este o informație utilă pentru combinațiile de analiză. În cele din urmă putem atribui o culoare pentru a reprezenta sarcina. Din acest panou, posibil să se atribuie eventuale forțe concentrate pe zidul de sprijin. Aceste forțe vor fi luate în considerare în ecuațiile de echilibru. Făcând click pe Apply și apoi pe OK, putem observa că geometria noastră începe să prindă contur, chiar dacă nu este completă. De la acest buton se pot modifica coordonatele zidului, iar de aici se poate defini profilul solului. Făcând click pe acest buton, software-ul deschide fereastra prezentată în dreapta. Geometria în amontea peretelui poate fi subdivizată în 3 părți, caracterizate printr-o lungime și o înclinare diferită. În mod specific, în acest caz, presupunem următoarele valori. Pentru geometrie din aval, în schimb, presupunem valori implicite, dar, evident, este posibil să se aleagă și alte valori. Din secțiunea supraînălțare, putem modifica elevația suprafeței solului în amonte de zid de la partea superioară a zidului. Valorile pozitive înalță rambleul, care se extinde peste partea superioară a zidului. Dimpotrivă, dacă alegem o valoare negativă, zidul va fi caracterizat de o înălțime mai mare decât cea a umpluturii. În acest caz, presupunem că rambleul are aceeași înălțime cu partea superioară a zidului, prin urmare folosim valoarea 0. În acest moment putem defini stratigrafia din butonul specific. În această fereastră este necesar să se atribuie parametrii solului împreună cu elevația inițială și finală a straturilor și eventuala înclinare. Putem introduce tipuri de sol din arhiva programului sau se pot insera manual caracteristicile geotehnice ale acestora obținute în urma investigațiilor geotehnice. Atunci când atribuim cotele, trebuie să luăm în considerare că cota inițială pe un strat trebuie să corespundă cotei finale a stratului anterior. În acest caz, putem presupune că toate straturile sunt orizontale și că toate solurile sunt uscate. Prin urmare, nu trebuie să bifăm opțiunea nivelului freatic. În acest caz, permeabilitatea solului nu va afecta rezultatele. Prin urmare, putem atribui 0 tuturor straturilor. De la butonul Piloți, este posibil să se atribuie caracteristicile piloților.
Putem alege între piloți forați sau piloți bătuți. Apoi, trebuie să atribuim diametrul și lungimea lor. Aici, putem alege modulul de reacție KS, pe care îl putem introduce manual de la tastatură, sau alege unul dintre cele incluse în baza de date. De asemenea, putem specifica dacă KS este constant sau dacă variază în funcție de adâncime. În acest câmp, putem alege coeficientul lui Poisson, în timp ce de aici putem defini dacă stâlpul este reprezentat secționat sau în întregime. La fel, se poate atribui o culoare pilotului. Din acest meniu, atribuim numărul de investigații. Pe baza valorii alese, softul calculează automat valorile factorului de corelație pentru diferite profile. Această zonă se referă la geometria privind amplasarea piloților în raport cu fundația. Mai exact, trebuie să definim distanța dintre axul pilotului și marginea fundației, distanța longitudinală și dacă stâlpii sunt aliniați sau nu. Aici putem atribui o eventuală înclinare a piloților. Aici putem decide ce acțiune se ia în considerare asupra piloților. Putem alege dacă numai momentul de răsturnare acționează asupra lor sau dacă este vorba de momentul rezultant. În funcție de această alegere, pilotul supus la compresiune sau la întindere poate varia. Sugestia mea este să luați în considerare ambele cazuri și să vă referiți la situația cea mai dezavantajoasă. În cele din urmă, putem defini procentul de sarcină care acționează asupra pilotului, variind de la 70% la 100%. Să presupunem de asemenea că zidul este susținut de un rând de ancore, ale căror proprietăți pot fi introduse din acest buton. Este necesar să se aleagă diametrul toroanelor și valoarea finală a factorului de siguranță, precum și să se atribuie factorul de corelație pentru profile diferite. Apoi, putem atribui coeficientul de reducere a tensiunii și rezistența finală la smulgerea mortarului. În schimb, din tabel trebuie să introducem caracteristicile geometrice și de rezistență. DH este distanța ancorei față de partea superioară a peretelui. Să presupunem că este de 2 metri în acest caz. Presupunem că lungimea liberă este de 8 metri, iar lungimea ancorată de 4. Alegem un diametru al forajului egal cu 10 cm, în timp ce diametrul bulbului este de 12 cm. Ancorele sunt caracterizate de o distanță de 2 metri și o înclinație egală cu 15 grade. Să presupunem că unghiul de frecare al ancorei din sol este de 20 de grade, în timp ce contribuția aderenței este nulă. În acest moment, softul calculează automat valoarea sarcinii de întindere a ancorei. Cu toate acestea, această valoare poate fi modificată de către utilizator. Să presupunem că ancora este alcătuită din 4 toroane de sârmă trase și că rezistența are această valoare. În cele din urmă se poate atribui o culoare. De la acest buton se pot atribui informații referitoare la materiale și armături. Parametrii din acest panou se referă la verificarea betonului armat. De aici este posibilă atribuirea caracteristicilor materialelor care se referă la zid. Aici putem defini câteva valori minime ale armăturii. În cazul în care aceste valori nu vor fi suficiente pentru a satisface verificările, ele vor fi modificate automat de către program. În cele din urmă, acest panou se referă la piloți. Să alegem același material ca și în cazul zidului, specificând că armătura de oțel este formată din bare longitudinale, dar avem și posibilitatea de a alege o armătură tubulară. Tot aici pot fi atribuite unele valori minime ale armăturii. De la acest buton putem deschide fereastra de unde se poate efectua calculul. În zona din stânga putem gestiona combinațiile de calcul. În mod implicit, softul definește principalele combinații din normativul selectat anterior. Prin click dreapta, se pot adăuga mai multe combinații.
În plus, se poate alege tipul de verificare pe care o va efectua programul, cum ar fi verificare geotehnică, structurală sau EQU. Pentru combinațiile seismice, în care se efectuează o analiză pseudostatică, este necesar să se introducă și valorile coeficienților seismici, orizontal și vertical, KH și respectiv KV. Din acest moment, trebuie doar să folosiți butonul Calculează pentru a efectua analiza. La finalul analizei, pentru zidul pe piloți, SoftTool raportează valorile calculate ale momentelor, tensiunilor și capacității portante. Făcând click pe OK, fereastra se închide și putem inspecta mai detaliat celelalte rezultate. Acest buton vizualizează estimarea costurilor cantităților din oțel și beton. În plus, putem efectua și o analiză globală a stabilității din acest buton care deschide softul SLOP. Referindu-ne la oricare dintre combinațiile de calcule efectuate, putem vizualiza presiunea din fundație, diagrama de împingere, presiunea apei din pori dacă suntem în prezența apei, diagrama de moment și armatura calculată de soft. Aceleași rezultate pot fi afișate și de la butoanele specifice din această secțiune. În plus, acest buton permite vizualizarea penei de sol potențial instabil. În acest caz, putem observa că bulbul ancorei se află în afara acestei pene. Prin urmare, lungimea liberă a fost aleasă corect. Din butonul Editor de armare, putem aplica modificări la armatura calculată de program. În acest scop, este suficient să selectați armatura pe care doriți să o modificați și să modificați valoarea numerică în fereastra din dreapta. De exemplu, în acest caz, alegem să folosim bare cu diametrul de 20 de mm în locul celor de 14. În panoul Lista de armături, putem vedea armătura calculată pentru oricare din secțiunile raportate în schiță sau le putem modifica manual. Pentru mai multe detalii despre verificările structurale, putem trasa raportul specific. După execuția tuturor calculelor, programul ne permite să generăm un raport unde va fi inserată teoria, dar și modul de calcul al programului, la fel și rezultatele calculelor. Dacă v-a plăcut acest tutorial, vă invităm să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente softuri oferite de GeoStru. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru geostru.eu. Mulțumim pentru atenție și timpul acordat!